Hei, salutare și bine v-am găsit la acest Road to Glory, unde nu doar ducem o echipă în culmele gloriei, ci și o națională, o națională a României. Continuăm, desigur, acest minunat career mode și această perioadă de transferuri, unde, desigur, a fost o mare întrebare. Pe cine să aducem la echipă? A fost întrebarea. Păi, comentariile au fost... Să zic așa, 50-50. Mulți au zis, băi, ia-l pe Pușcaș, că e mai tânăr, că poate evoluează. Alții ziceau, băi, ia-l pe Andone, că na, Andone este atacantul nostru, deja are overall mare și toate cele. Plus că și Andone, în realitate, este pe transfer listed. Știi, și-ar fi așa o idee hazlie și frumoasă. Și am zis, știi ce, ok, încercăm să luăm pe Andone. Facem așa, luăm pe Andone, încercăm să-l cumpărăm, să vedem dacă ne înțelegem cu banii, că poate nici nu ne înțelegem cu banii. În sensul în care, ia, vedeți, pe Andone se vrea o sumă foarte, foarte mare și, desigur, totul depinde de, na, echipă și de el, cât vrea la semnătură, cât vrea așa sau așa. Și am văzut acolo că poți să plătesc clauza, dar care, cât are clauză? 37 de milioane are clauză, eu n-am atâția bani. Hai să dăm approach to buy, hai să dăm negocieri, intrăm în negocieri, nașpa chestia asta, că tot timpul trebuie să ținem cont de ăla la semnătură și toate cele. Ar fi frumos dacă am putea să facem un posibil schimb, v-ar interesa poate Villarreal? Da, ea care ar interesa Villarreal. Bun, cât 41 de milioane de euro? Da, băi, Antone, mă, nu... Wow... Câți bani, fraților, doamne, doamne. Nu știu dacă vom reuși să-l transferăm pe Andone, dar de asta am și zis că vreau să încerc. Păi, HDM 27 este valoarea jucătorului însăși, plus 2 milioane din acel schimb cu Villarreal. 45%. Știi ce? Am o idee. Vă dau așa. Vă dau 8% din următorul transfer, dar vă rog eu, să-mi lăsați naibii jucătorul mai ieftin. Că n-am de unde atâția bani. Ia uite, nu, e tot 40 de bulioane. 40 de bulioane, bine, știi ce? Vă dau 30, rotund, mă rog, semi, zis rotund, așa, 30 de milioane, plus 5% din următorul transfer. Opa, ok, se vor gândi, se vor gândi la oferta care am făcut, ofertă foarte mare, ar fi 32 de milioane plus 5% dintr-un posibil viitor transfer al lui Andone, care până l-o vinde eu pe Andone, cred că o să se termine seria, v-ați prins. Oh, ia ce tare și ce realist e jocul, vine ofertă pentru Deac și ghiciți de unde? Din Rusia, Amkar Perm. Jucătorul valorează 350, dar totuși la 33 de ani pentru mijlocaș. Dar hai să încercăm să negociem. Dacă obțin pe Deac 350, care vorba aia cât scrie jocul acolo că merită, eu nu sunt foarte fericit. Sunt foarte fericit și pentru el că s-ar putea să se ducă undeva unde să joace. Că la noi clar nu o să mai prinde echipa pentru că este bătrân. Iar în legătură cu naționala, iarăși este un semn de întrebare că... Nu cred că o să mai prindă nici naționala, dar hei, cel puțin facem 320.000 de euro dintr-un jucător care l-am luat absolut gratis, că a fost free agent, ne-a folosit de el vreo două sezoane, hei, e perfect. Bun, vine iarăși aici cu Andone, pur și simplu nu reușesc să mă înțeleg cu băieții de la, Deportivo, ok. Uitați cum facem, o să facem o altfel de tactică, dacă nu reușim să ne înțelegem cu banii, am să folosesc o altă idee care mi-a venit tocmai acum și mă gândesc că și dacă funcționează, este poate să-l împrumutăm pe Andone. Ok, deci ei nu vor altceva, am înțeles, vom da reject și tot. Vom lăsa așa să treacă un timp, știți, ca să treacă, să le treacă nervii și toate cele și să reputem negocia cu Andone și am să fac o ofertă mai interesantă, am să fac o ofertă de împrumut. Știu că cu Neymar merge, gen să-l împrumuți pentru două sezoane și vine Neymar la tine două sezoane. Mă rog, nu știu dacă ai echipa puternică, presupun. Dar eu sunt curios, oare aș putea să fac așa și cu Andone? Că ar fi chiar super. Bun, vine oferta aici pentru Villarreal, care mai mult ca sigur este un jucător bun, doar că la noi nu prea a avut timp, nu prea a avut cum să joace și să evolueze.
Și așa că prefer să-l vând, să scoatem un bănuț pe el, decât să, vorba aia, muce găiască la noi la echipă și ăștia s-au zgârcit pentru 200.000 de euro. Mă rog, 200-300.000 de euro. Serios? Pa, las că vine, las că vine echipă și o să-mi ofere bani. Și avem aici un mare, mare, mare meci împotriva celor de la Arsenal. O, da, doamne, doamne, hai să jucăm acest meci cu Arsenal, va fi un meci superb. Și, desigur, vreau să-mi și testez echipa. Așa, ei vor juca în chitul roșu, perfect, acolo Valeri, Hanka, Hernani, Ali Bek. O, ce tare ar fi să dea Ali Bek un hat-trick aici, împotriva celor de la Arsenal. Și, desigur, totodată vine la fix acest meci când va oferi o perioadă de gândire în care eu am să mă gândesc exact pașii care îi voi face. Vreau să-l aduc pe Andone, da, de reușim prin lung, bun. Trebuie să ne gândim și legătură cu Pușcaș, că mi-ar place și Pușcaș. Pușcaș mi se pare, mai ales în realitate, o posibilitate foarte mare pe viitor să fie el atacantul nostru, în ghilimele, minune, care să ne salveze, că e tânăr, e șmecher, poate mai evoluează dacă e promotat unde trebuie. Băi, ar fi chiar super. Plus că, băi, el joacă în străinătate, adică, băi, nu e în Liga 1 României sau alte texte. Plus că Andone, ați văzut cum este în realitate, în sens că la club joacă bine, dar vine la națională, nu mai joacă bine, nu știu ce se întâmplă cu el. Hopa, ia ce frumos, ai, măi, Valeri, am vrea să zic ce joc de pase absolut superb avem noi aici, dar Valeri pur și simplu dărâmat acolo de nici nu știu cine a fost la Mustafi, cred eu. Hai, 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 Hernani, pe lângă poartă, jucătorul nostru adus de la Porto, atât de aproape și totuși atât de departe. Începem aici repriza a doua din acest meci împotriva celor de la Arsenal, o nebunie de meci, dar ia uite-te că îi ține în față, 0-0 este per moment scorul și am observat că echipa Arsenal este cu totul schimbată, l-au pe Benz, l-au pe Sergio Roberto, pe Mirales și desigur în apărare pe Glick. Și pe Hummels, din câte rețin. Deci, băi, Wenger n-a stat degeaba la echipă. Chiar a făcut transferul faine, măcar în joc, nu? Foarte mișto, dar greu de străpuns această apărare fantastică. Opa, poate acum vom avea niște ocazii. Am văzut că băieții de la Arsenal încep să atace din ce în ce mai mult, vor să dea un gol și așa rămân cu apărarea în, să zicem, în ghilimele, offside. Haide, Hanka, aoleo, el meni foarte bine, a văzut acolo ce a vrut să facă Hanka, acea pas, așa, șmecherie, dar n-a ieșit. Ia și Bellarabi, un jucător care are o viteză uimitoare de vreo 95, 90, nu știu cât, acceleration, pace, fai, o nebunie acel Bellarabi, chiar că mi-ar fi plăcut și mie dacă expira contractul să-l aduc la echipă. O echipă care, desigur, în curând vom face și transferul de marcă, echip cu cât mai mari transferul, vă dați seama că am ajuns în Premier League și de-amul încolo sper eu să tot strâng bani și, desigur, și clubul să-mi dea bani la FC Băboule SRL. Adică, na, știți că logo-ul nostru este un fel de bou, apoi mă gândeam, hai să schimbăm numele din FC Oxford în FC Băboule. Oh, ia mă ce bine a apărat-o Cech! Haide, Ali Bek, aoleo, Ali Bek, pur și simplu dărâmat de propriul meu jucător acolo, nici nu știu cine, dracu, Ledson, cum v-au intrat așa peste el. Haide, capul meu. Oh, nu cred, cel mai lent gol dat de mine în acest sezon, sau ce zic, în acest career mode, este cu Hernani. Aoleu, Hernani, măi nene, mă, cum ai șutat-o, sau mai bine zis, împins-o în poartă, un gol foarte mișto. Hai să revedem din nou faza, pasa lui Valeri aici către Hernani și Hernani aștepta să iasă cec și după aceea așa cu lat-o, am împins-o în poartă. Senzațional golul lui Hernani. Băi, hai să-i găsim și noi o poreclă la băiețașul ăsta. Îmi place numele lui, dar trebuie să-i găsim o poreclă. Poate așa, poate chiar un nume de român, cea cu H, Hernani, ce Herman. Nu-i prea românesc. Chiar dacă sunt mulți români cu numărul, mulți, uiți câțiva români cu numele ăsta, altceva cu H. N-avem un nume românesc, mă, cu H, mă. A, gata, mi-a venit Horațiu, ar fi un nume de român cu H. Dar nu, mai degrabă, nu, las. Am mai încercat să dau de porecle la jucători și pe aceea tot apăreau câțiva care n-au văzut videoul respectiv și pe aceea zicea: bă, dar de ce îi spui la ăla așa, că nu e așa?
Mai degrabă îmi lasă, că vreau să zic hernie. Băi, am dat gol cu hernie, știi? Hernanie, hernie. Aia, că n-ar fi amuzantă faza. Opa, ia-l-ai pe hernie. Vine hernie și șută și wow, am crezut că dau iară gol. Băi, pe lângă poartă cu hernie. Vai, 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 atât de aproape, dar tot așa de departe, dar nu vine să cred că încă câștigăm, măi, deci 1-0, încă ținem de acest scor. Ce frumos ar fi așa, 3 puncte împotriva celor de la Arsenal, dintr-o gafă de aparat, nici nu știu cum am reușit să dau acel gol, dar eu mă bucur că am dat gol, este perfect, l-am pus și pe Yannis acolo pe teren, avem nevoie de puterea lui, tot timpul omul ăsta așa din postura de rezervă rupe tot. Deci Hagi ca rezervă e bestie față de Hagi ca titular, gen. Opa, aoleu, ce am făcut acolo. Vreau să fac fake shot și mi s-a dus mingea ca și pasă. Upsi. Noi bai 3 minute suplimentare. Hai băieți, hai să ținem de minge și să câștigăm cele 3 puncte și după aceea să revenim la transferuri. Opa, Bellarabi. Poate asta este ultima fază a celor de la Arsenal. Lucas. Bravo, măi, Henry. Ce frumos s-a prins acolo Henry. Și câștigăm meciul acesta versus Arsenal. Un meci senzație. Alea acolo și pe Ruben Vezo cu Kirikesh. Băi, ce apărare, băi, Ruben Vezo și Kirikesh, mai buni decât Hummels și Glick. Doamne, cum sună asta. Bun. Așa veți. Ia să vedem, să revenim acum la transferul sau să așteptăm? Ba nu. Hai să revenim la transferul, vreau să zic să așteptăm cu Andone, dar știi ce? Ia, l-am văzut pe Deac, hopa, mitică. Deac s-a dus în Rusia, a fost vândut, perfect. Vine oferta aici de la Aston Villa pentru Villarreal. Încă nici nu știu să-l vând, să nu-l vând pe acest jucător. Dar știi ce, dacă îmi dă cineva 3 milioane pe el, îl dau. 3 milioane este prețul lui, nu-mi pasă dacă îl vând sau nu-l vând. 3 milioane rotund, ăla-i prețul lui și gata, pui mei. Cine are bani să-l cumpre, cine n-are bani să facă o plimbare. Așa. 3 milioane, punct. Îl vrei? Nu-l vrei? Fă ce vrei. Acolo și sună fain asta. 3 milioane. Și nu mă enerva că încep și eu să fiu ca Zidane să-ți cresc prețul. Așa face Zidane. Nu-i ofer cât vrea el, îți crește prețul. Da, n-aveți bani de el. Du-te, bă, acasă. Nu-i mai, că poate mai evoluează Villarreal și mai și crește prețul. Bun, facem aici antrenamentele că sunt foarte importante, de-abia aștept să-mi crească unul din juniorii aia pe mijloc, de mijlocaș, să încep să-l joc. Poate chiar și acele RB ar fi mișto. Acel jucător pe RB, Toma, da, Iorga, 3, acolo, CM-ul nostru. Bun, revenim atunci la transferuri, ia că văd că ușor se va termina și perioada asta de transferuri. Pe moment, Andone, da, încă este cu rejected, nu-i niciun stres. Hai, ne ducem atunci să vedem de Pușcaș. Chiar dacă, practic, nu știu de ce să-mi iau atacantul ăsta Pușcaș, având în vedere că Zardes face o treabă absolut superbă la noi la echipă, dar aș vrea să-l cumpăr așa din ideea aia cu să ajutăm naționala, știi? Ha, sau să-l iau ea, stai un pic, Budescu. Oare aș putea să-i dau loan? Ha, approach loan, ia să vedem. This is an interesting learning up player, bla, vezi, da, aha, deci nu merge la toți, nu știu cum dracu mergea la Neymar, dar ia uite de că aici nu se poate. Ok, nu este nicio problemă asta, Rotariu, ar fi interesant, Boldrin, Kipciu, Marin. Trebuie un mijlocaș, haide să luăm pe Marin, hai să vedem de Răzvan Marin, dacă ați fost atenți la fotbalul nostru în realitate, Marin chiar joacă și este foarte apreciat la Standard Liege, deci băi, ar fi un transfer mișto, care și în realitate dacă se descurcă bine, băi, superb. Ce ziceți de un Ruthless? Ia auzi, l-ar interesa Ruthless ăsta și vreo 14 milioane pe lângă Ruthless. Ce place numele lui. Ok. Ruffles ar fi, cred că așa mai corect spus. Bun. Eu vă dau 10 milioane. 5% din următorul transfer. Îmi place, știi că genii n-au lăsat din preț, dar iar vor 5% din următorul transfer, știi? Ok, 5% din următorul transfer, dar 10 milioane. Nu? Ok. Atunci duceți-vă în pui mei cu clauza voastră tâmpită. 11 milioane 600. Hai. Deja sunt chiar foarte generos.
Ok, vor reveni cu răspunsul lor în scurtă perioadă. Ok, ia zi de atunci de Radu, măi. Hai să vedem, approach to Biden. Câte am înțeles din comentariile voastre, am auzit că Radu ar putea evolua pe la 77-78 overall. Așa mi-a scris pe acolo unii. Dacă este adevărat acest lucru, atunci ar fi o idee foarte, foarte șmecheră de a-l achiziționa pe acest jucător. Iar ce ziceți dacă vi-l dau pe Eastwood, la schimb? Ha? Ha? Swapping Radber, looking to bring in a striker. Ah, deci vă interesează un atacant. Ce atacant aș vrea să vând? Poate Hurtado? Dar Hurtado îmi place. Hurtado e băiat bun. E băiat de casă. Nu, oferim bani atunci. Vă ofer pe Răducu 700.000 de euro. Nu, aici nu vreau să dau mult. Ah, 800. Ok. Ia, vezi că jucătorul vă luați 1.200.000. Dar dacă eu nu negociez, atunci ce dracu? Eu sunt cel mai bun negociator din univers. Ar trebui să mă angajez de steaua la ei, băi, la echipă. Ok, știi ce? Ultima mea ofertă. Fii atent aici. Ultima mea ofertă, 700 rotund. Pur și simplu, o să accepti. O să accepti. 740. Aoleu. Ok, știi ce? Facem așa. 720. Hai, ne întâlnim la mijloc. E, vezi, ne-am întâlnit la mijloc. Super. Așa, Radu. Ia să vorbim atunci cu Radu, să vedem aici așa, aici așa. Ce putem face cu acest jucător? A, rotation, nu, 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 te rog să fii înțelegător că eu nu vreau să te iau ca rotation sporadic. Nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place. Na, ce face decât să accept atunci, rotation, poate îl jucăm în cupe sau ceva, dar nici acolo, că avem nevoie de cupe. 4 ani. Acceptă? Bun, ia că acceptă. Disregard release clause. Să vedem salar. Cam mări cel salar. Știi ce? Îți lăsă la de clean sheets. Gen, te lăs acolo să fii tu șmecherul șmecherilor. Dar măcar lasă din salar. Ok, atunci hai 20 rotund. 20 rotund zic eu că este un salar foarte ok pentru el. 20 rotund, ce zici? Am mai înțeles de la vreo doi din comentarii că nu știu cine a încercat și tot să dau, tot să schimb salariul, pun accept, să vedem dacă funcționează. Nope. Am tot încercat, deja mi-e frică că mă vor refuza ăștia total. Măcar 500 de euro accepta să lăsați din prețul ăla în puii mei. Așa, măcar atât, măcar o 500 de euro am reușit să negociez din salariul lui. Bun, deci l-am adus pe Radu la echipă. Și cred că Radu va fi gen portarul nostru de rezervă, dacă facem o comparație cu Eastwood, că nici nu a făcut comparația asta, poate trebuie să o fac mai repede. Reflexii mai bun, positioning, kicking, nu știu cum dracu a evoluat Eastwood așa de bine acolo, dar diving și reflexe, unde e foarte important, are. Positioning-ul trebuie să le evoluăm, dar oricum o să le evoluez eu așa in-house, în căsucă. Ia zi de în față de Marcone, care foarte bine a evoluat Marcone. Țineți minte ce slab a fost acest Marcone și ce bine l-am evoluat eu? Ia uitați-vă aici. Ho, lasă-mă că e bun Radu, e bun Radu. Nu, am făcut un transfer foarte corect, să zic așa. Un transfer corect cu Radu, iar acum să mai urmeze încă un transfer corect. Cu cine va fi? Poate va fi Marin. Eu unul aștept să vină iarăși ăștia băieți ăștia să-mi zică legătură cu Marin, dacă putem sau nu putem, dacă se poate sau nu se poate. Ok, să lasă așteptați. Avem aici un meci cu băieții de la Ipswich, care m-aș risca să dau un simulate. Adică ar trebui să-i batem pe cei de la Ipswich. Da, ia că îi batem. Hanca moare un erou pe teren, s-a și rupt, dar a și dat un gol. Bravo, Hanca. Tu ești al nostru. Tu ești omul nostru. N-a venit? Unacceptable. 15 milioane! Wow! Dar ăștia la început vreau 14, am avut 15. Plus jucătorul ăla la schimb. Băi, dar vă rog eu, mă, nu fiți vagabonzi. Ce dracu? Că eu vreau să mai am niște bănuți ca să, știi, să mai cumpăr jucători. Poate cu Andone, poate cu nu știu ce. Na, hai, 13 milioane, puii mei. În sfârșit, ok. Super, au acceptat 13 milioane. 13 milioane plus acel raffles. Deci ar fi pe la 13 milioane 900, nu 13 milioane 500. Ok, dar sunt de acord să-i dau crucial. Vreau să fie un jucător foarte important pentru noi în linia de mijloc.
pe 5 ani aș vrea să fie contractul perfect, disregard release clause, așa, salar. Salariul îți voi da 19.000 de euro și la semnătură îți mai dau cât? 500? 5? 2? Ia să zic așa, să fie frumos, să rămân eu cu 0 acolo și îți mai dau 849 de euro, știi tu, Marine, ți-i pui în buzunar, oricum îi spargi ăștia într-o seară de club, mergi tu prin bambuc ca șmecherii. Îl salut și Palibec din partea mea. Așa, vrea 500 și la 5 goluri. Deci practic, ok, deci tot atât la semnătură, chiar că salar vrea mai mic, doar să-i dau în clauză, dacă dă 5 goluri, să-i dau 130.000 de euro. Știi ce? Chiar sunt de acord. Dacă dai tu 5 goluri, chiar sunt fericit să-ți dau banii aia. Bun, și l-am adus și pe Răzvan Marin la echipă. Super, Ionuț, Andrei Radu și respectiv Răzvan Marin sunt cele două achiziții de astăzi și după aceea ne vom vedea la finalul transferului care vor fi imediat ce alte transferuri vom mai face. Chestia este că, desigur, o să încerc să dau acea idee de loan pentru Andone, nu știu exact dacă vor accepta, că ați văzut că am încercat acolo, nu cred că vor accepta. Dar totuși l-am adus pe Răzvan Marin, hai să vedem statisticile sale, sunt niște statistici fenomenal de faine pentru un român, joacă CM, CAM și CDM și desigur sper eu să mai evolueze și măcar două puncte în overall de evoluează, eu sunt foarte fericit că ne va ajuta mai mult la națională. Și desigur după un timp ce își revine Hanca, îl voi pune din nou pe Hanca pe teren și îl scoatem pe Ledson și așa vom juca cu doi mijlocași români. Perfect! Bun! Până pe data viitoare, vreți numai bine, dacă vreți să-mi spuneți în comentarii ce alte transferuri mai vreți să facem, gândiți-vă că avem vreo 20 de milioane de euro. Asta este bugetul nostru. Deci, până pe data viitoare, vreți numai bine, nu uitați de un like și un share pe Facebook, vă rog frumos, numai bine, bye bye!